Pentru primarul Comunei Bogdănești, Ioan Dorobanțu, primăvara este anotimpul marilor speranțe. Din păcate, pentru locuitorii acestei unități administrativ-teritoriale, unele dintre ele tind să capete statut permanent de speranță. Edilul numărul 1 al Comunei Bogdănești spune că în această perioadă viața de toate zilele în această zonă a județului Vaslui se împletește strâns cu speranța. Adică, zice domnia sa, toate proiectele legate de infrastructură pe anul în curs sunt la faza de neconcretizare, dar în care se pun mari speranțe că se vor derula cândva. Și edilul Bogdăneștiului are ca exemplu doar două proiecte din multitudinea acestora, asfaltarea drumurilor comunale și județene și aducțiunea de gaz metan în comună. Întrebarea care se pune este adresată guvernanților. Pe când marile speranțe vor fi scoase de sub efectele nocive ale birocrației și vor deveni mari proiecte concretizate? Din fericire, comunitatea noastră își continuă calendarul care se încadrează în această perioadă, dar în fiecare zi suntem asaltați cu întrebări firești din partea cetățenilor ce se întâmplă vis-a-vis și de vecinii noștri și asta ca latură politică. Dacă vreți să mă apropii de subiect, oamenii din comuna, locuitorii comunei Bogdănești, îți văd liniștit de treabă, conform calendarului, să spunem, agricol, propice pentru această perioadă. Își fac lucrările în grădini, zona care o administrează și să desfășoară așa într-o acalmie, să spun așa, pentru că, nu exagerez, este o perioadă pe care o petrecem cu toții și fiecare este conectat la aceste evenimente. Se citește o umbră de regret, pentru că dacă acum două săptămâni am semnat proiectele prin PNRR cu digitalizarea și v-am mai povestit eu de aceste proiecte, sincer, întâmplător m-ați găsit pe teren, deci am adresele de la minister, am semnat contractul de finanțare în parteneriat cu Consiliul Județean, asigurarea infrastructurii pentru transportul verde și nu numai cu supravegherea camere video a comunității. Vestea mai puțin fericită este că se întârzie semnarea contractului de finanțare pentru Anghel Salini, proiectul mult așteptat, este vorba de asfaltarea drumurilor comunale și sătești aproape 6 km. Mi s-a cerut clarificări și în continuare nu am fost chemat la semnarea contractului de finanțare. Vreau să specific, să spunem celor care ne văd și ne ascultă, adevărul, acolo este vorba de o lipsă de personal, am deplasat în repetate rânduri la minister, personalul nu este foarte numeros, foarte stufos, sunt persoane competente și ne exprimăm părerea că în cel mai scurt timp. Deci, în sensul ăsta mă exprim, nu de alte. Am răspuns prompt la clarificări, nu sunt probleme deosebite, dar sperăm, nu vreau să intru în detalii. Suntem foarte bucuroși pentru că la centrul de tip after school, Stejarul, pentru copii aflați în situații de risc, am primit acreditarea definitivă pe o perioadă de 5 ani. Este rodul muncii noastre, a colectivului de la centru și nu numai a colectivului din primărie, în frunte cu asistenta socială, doamna Vasului Anu Andreea, un coleg extraordinar și bine pregătit. O perioadă relativ lungă a venit încununarea cu succes a acreditării definitive. Deci suntem cel mai bine puși la punct. Cu autorizație ISU, cu acreditare, activitatea merge înainte și ne bucurăm. Unde este cazul să extindem iluminatul public, deoarece în cadrul Agenției Fondului de Mediu derulăm proiectul Iluminat Inteligent 3, care se cheamă la noi extindere, și deoarece comuna are 9, să nu spun 10 sate,
primul proiect iluminat 1, denumindu-l așa generic, s-a implementat, deci cu iluminat inteligent, acele lămpi care pe timpul nopții îți reduc intensitatea și implicit și factura se reduce. Este un proiect extraordinar pe lângă calitatea iluminatului și ne-ați găsit în acea zonă în care identificăm toate colțurile din localitatea noastră unde poate fi extinsă iluminatul public. Sunt stâlpi fără lămpi, sunt zone în care presupune și implementarea de întâmplător, le-am adus întâmplător, le-am aici și vreau să vă spun că la iluminatul 3 inteligent, deci etapa 3-a, avem 47 de lămpi plus 51 de stâlpi cu tot cu noi, deci o să avem aproape încă 100 de lămpi în toate zonele care necesită iluminatul public și asta pentru bunăstarea locuitorilor. Noi am trecut un pic și pe la biserica aflată în construcție. Încă e șantier. Sunt bani pentru finalizarea acestei investiții? E o biserică extraordinar de frumoasă. Vă mulțumim că ați avut răgazul și aplecarea, de fapt cum o faceți de fiecare dată, pentru acest lăcaș de cult care ne este foarte drag sufletului nostru. Grație părintelui Liga și a locuitorilor din această zonă, a Consiliului Județean, care a ajutat și noi, iertați lipsa de modestie cât s-a putut, vă reamintesc și vă invităm în cursul lunii mai, am aflat chiar ieri de la părinte că posibil să se decaleze sau să se devanseze o săptămână, două. Cert este că mai este foarte puțin și foarte mult de lucru. Noi am prins în buget o sumă, dați-mi voie să nu o fac public, și zilele trecute, din puținul din această perioadă, am virat o sumă modică, astfel să punem și noi umărul, deoarece mai sunt foarte multe de făcut, nu intru în detalii tehnice. Inițial a fost programat pe 28 mai, dar episcopia a venit că suprapunându-se niște evenimente. Părintele Liga și Nuria și sunt optimiști, noi de asemenea, și suntem convinși că și Consiliul Județean o să dea o mână de ajutor. De fapt, domnul președinte a promis și întotdeauna s-a ținut de cuvânt, ajutând aceste obiecte, obiective de cult, această biserică minunată. Să sperăm, având în vedere că noi suntem administratorii drumului, să sperăm că bucățica aceasta de drum județean care păstorește cele două biserici și Consiliul Județean, repet din nou, a venit cu o propunere, se poate betona, să sperăm că vor găsi soluțiile ca acum la sfârșit de primăvară, început de vară, deci dată când va avea loc sfințirea acestei biserici, să găsească o soluție ca să facem posibilă prezența cât mai multor oameni în condiții optime. Sperăm că și Consiliul Județean va găsi o soluție pe acest drum județean.